Mihai, te rog, nu mă părăsi. Nu pot trăi fără tine. Te implor să nu pleci. Milana se uitase cum iubitul ei pleca cu autobuzul. Se grăbise să ajungă în stație cu câteva minute înainte de plecarea lui, o întâmplare mai mult accidentală decât intenționată. Mihai intenționa să plece în liniște, dar cunoscuții lor comuni, văzându-le în stație, au chemat-o pe Milana și au întrebat-o surprinși: nu te-ai dus să-l vezi pe Mihai plecând? Este în stația de autobuz, autobuzul va pleca în curând. Milana, cu toată puterea ei, a alergat la tânărul ei, pe care îl iubea peste măsură. Mihai a evitat contactul vizual, exprimând doar o frază scurtă: Milana, trebuie să plec. Ușa s-a închis, iar Milana a rămas în stație, urmărind autobuzul cum se dizolvă încet în ceața îndepărtată. Lacrimile o sufocau pe fată, abia dacă mai putea vedea ceva în jurul ei. Se temea să-l piardă, iar acest lucru se întâmplase. De ce plecase brusc? Și de ce acum, când ea voia să împărtășească ceva foarte important cu el? La întoarcere acasă, Milana, ca un robot, a intrat în camera ei și s-a prăbușit pe pat. S-a închis înăuntru și a plâns ore întregi înainte de a adormi în cele din urmă. Când s-a trezit și s-a dus în bucătărie, mama ei a privit-o cu îngrijorare. Scumpo, ești bine? Milana și-a lăsat capul în jos și a spus în liniște: mamă, cum v-ați cunoscut tu și tata? De ce continuați să vă iubiți? Mama ei a meditat un moment. Pe vremea noastră, lucrurile nu erau atât de complicate ca acum. Ne-am cunoscut la un bal, am fost prieteni câțiva ani, apoi am decis să ne căsătorim. În ceea ce privește dragostea, nici măcar nu ne-am gândit la ea, pur și simplu ne simțeam bine împreună. Știi, atunci când întâlnești persoana potrivită, jumătatea ta adevărată, nici măcar nu-i vezi pe ceilalți. Uneori durează ani de zile să realizezi asta. Femeia și-a privit cu afecțiune fiica, care o asculta cu mare interes. Și de ce este atât de complicat acum? Milana și-a exprimat gândurile. Mama, cu o privire gânditoare, a răspuns: ei bine, dragă, nu este atât de simplu, întinzând mâna spre ceasul ei. Trebuie să fii bine pregătită ca viitor medic, nu te poți baza pe noroc și pe coincidențe. Milana a plecat, dar în camera ei, deschizând un atlas anatomic, s-a întors cu gândul la despărțirea de astăzi de Mihai. De ce a plecat? Plecarea lui părea mai degrabă o evadare. Curând, Milana și-a dat seama că pregătirea pentru admiterea la facultatea de medicină, unde visase să studieze încă din clasa a cincea, devenise aproape imposibilă. În primul rând, nu reușea să și-l scoată pe Mihai din cap, iar în al doilea rând, îi era teamă de reacția părinților ei. Milana voia să-i spună iubitului ei că așteaptă un copil. Cu toate acestea, părinții ei ghicesc deja motivul datorită aspectului ei nesănătos și a grețurilor matinale. Tatăl ei a izbucnit timp de câteva zile, descărcându-și frustrarea pe toată lumea, dar apoi, dându-și seama de inutilitatea comportamentului său, a decis să vorbească cu membrii feminini ai familiei. Milana, cu o oarecare teamă, s-a uitat la el. Se simțea vinovată că a sfidat valorile insăflate încă din copilărie. Dar tatăl ei nu dădea vina pe nimeni. Pur și simplu și-a îmbrățișat fiica și i-a spus în liniște: micuțo, nu-ți face griji. Mama ta și cu mine suntem aici pentru tine. Copilul nu este de vină, așa că nu-ți face griji. Ai doar 19 ani, iar noi nu suntem atât de bătrâni. Copilul va crește, iar apoi vei putea merge la studii. Relaxează-te! Încurajările părinților ei au copăleșit-o pe Milana, care i-a sărutat pe amândoi și nu a mai putut să spună niciun cuvânt. Timpul a trecut, iar Milana mai avea doar câteva săptămâni până la naștere. Întorcându-se de la o altă examinare la clinica din cartierul vecin, a intrat în casă și a găsit-o pe mama ei angajată într-o activitate ciudată, încălzea soba pe căldura verii, când aerul era greu de respirat. Mamă, ce faci? De ce încălzești soba pe timp de vară?
Milana a zărit-o pe mama ei încercând să ascundă o foaie de hârtie parțial arsă. Surprinsă, a luat-o, iar mama ei i-a înmânat în tăcere ceea ce încercase să ardă, o scrisoare. Iubito, iartă-mă! A trebuit să plec de urgență, am creat o încurcătură cu afacerile mele, iar acum mă descurc singur. Nu am pe nimeni altcineva de învinuit în afară de mine. Nici măcar nu știu cum să spun asta, dar trebuie să o fac. Milana, o altă fată mă așteaptă, așteaptă copilul meu. Părinții mei au insistat să nu dezonorez pe nimeni și au cerut să mă căsătoresc cu ea. M-am căsătorit, dar această căsătorie este ca o tortură pentru mine. Nu-mi trece, oricât aș încerca să mă gândesc la altceva. Tu ești singura mea iubire din această lume și regret profund modul în care te-am tratat. Singurul lucru care îmi face viața suportabilă este așteptarea nașterii fiului nostru. Iartă-mă dacă poți. Te voi iubi întotdeauna doar pe tine. Nu existau semnături, dar Milana a înțeles că scrisoarea era de la Mihai. A reușit să întâlnească o altă fată în timp ce se vedea cu ea și ea, de asemenea, așteaptă un copil. Mamei Milanei îi era teamă să se uite la fața fiicei sale, iar Milana a devenit brusc palidă, scufundându-se încet pe podea, ținându-și cu ambele mâini burta mare. Scumpo, ce e în neregulă cu tine? Mama ei a susținut-o pe Milana din spate, având grijă să nu atingă burta fiicei sale. Cheamă o ambulanță, i-a strigat ea soțului ei, care s-a grăbit la zgomot. Echipa de ambulanță care a sosit, după o scurtă examinare, a dus-o pe fată la maternitate. În principiu, îi venise termenul de naștere, doar că șocul emoțional a accelerat travaliul. Ambulanțierul le-a explicat cu rapiditate părinților Milanei motivul spitalizării de urgență. Mama pregătise totul, iar Milana s-a trezit în maternitate o jumătate de oră mai târziu. Totul a decurs bine și, câteva ore mai târziu, s-a născut o fetiță sănătoasă, cu același păr deschis și creț ca al lui Mihai. A fost un șoc pentru Milana să-l vadă pe Mihai cu o față veselă, întâlnindu-și fiica nou-născută la externare. Era însoțit de o tânără zveltă, cu părul negru. Era tânăra cu care Mihai s-a căsătorit în grabă, fără să știe nimic despre sarcina Milanei. Nu a spus nimănui nimic când a părăsit maternitatea cu micuța Ana. Văzându-și nepoata, de obicei rezervată și imperturbabilă, tatăl Milanei, Nicolae, aproape că a plâns. Ce fermecătoare! Tu ești bucuria mea! Vino la bunicul! Când Ana a împlinit 3 ani, au trimis-o la grădiniță. Milana a decis că era timpul să-și îndeplinească visul de mult timp. A intrat la facultatea de medicină, bazându-se pe propria experiență, învățând ce înseamnă să pierzi timpul. Tânăra mamă s-a concentrat asupra studiilor, intrând pe lista celor mai buni absolvenți ai promoției sale. Milana a absolvit cu onoruri și a fost îndrumată să lucreze la Spitalul Raional, unde a fost acceptată în calitate de chirurg. Ana crescuse și devenise favorita familiei. Era o fată foarte veselă, neliniștită, uneori bătăioasă, care nu lăsa pe nimeni să se ia de cei mai slabi decât ea. Fata se întorcea uneori acasă cu un ochi vânăt sau cu o rochie ruptă. Spre amuzamentul bunicului ei. Împotriva cui te-ai apărat de data asta? În timpul uneia dintre turele ei, Milana a chemat echipa de resuscitare. Avem un accident rutier, un pacient de gravitate medie. Pregătiți-vă pentru o intervenție chirurgicală de urgență. Dispecerul a explicat că erau 3. Milana a verificat în evidențele sale, iar asistenta a răspuns, femeia a murit pe loc. Deci avem 2 pacienți. Apropiindu-se de primul pacient, care era dus în sala de operație pe o targă, Milana a fost îngrozită să-l recunoască pe Mihai. Era plin de sânge și era evident că și el o recunoștea. A apucat-o strâns de mână și i-a șoptit răgușit, salvați-mi fiul. Pământul a început să alunece de sub picioarele Milanei. Între timp, Mihai era deja pregătit pentru operație, care trebuia să fie efectuată de colegul Milanei. Băiețelul, în vârstă de aproximativ 10 ani, i-a fost repartizat,
era fiul lui Mihai, care a supraviețuit în mod miraculos unui accident cumplit. Puțin mai târziu, ea a aflat că mama băiatului, care conducea, a pierdut controlul pe drumul alunecos de iarnă. Mașina, lovind un stâlp, s-a răsturnat din cauza impactului brusc. Femeia a murit pe loc, iar Mihai și băiatul au suferit răni, dar au rămas în viață. În timp ce Milana opera, în fața ochilor îi apărea constant imaginea lui Mihai însângerat, implorând să-și salveze fiul. Când totul s-a terminat, femeia a răsuflat ușurată și s-a uitat la micul pacient. Este în regulă, tot va juca fotbal și va dansa la nuntă. Duceți-le în salon. Operația s-a terminat, a spus ea. Mihai a suferit răni minore în comparație cu fiul său. Aproape că a plâns de bucurie când Milana a venit la el și l-a anunțat personal că totul a decurs bine, iar băiatul se va recupera. Îți mulțumesc pentru George, a șoptit Mihai, privindu-o pe Milana cu ochii încețoșați. Băiatul meu este în viață, totul datorită ție. Îți rămân dator, draga mea. Din acea zi, Milana, folosindu-se de poziția sa oficială, i-a vizitat pe Mihai și pe fiul său George în fiecare zi. A fost surprinsă să constate că caracterul băiatului semăna foarte mult cu cel al propriei sale fiice, Ana, care, de asemenea, nu putea sta locului și era mereu dornică să salveze pe cineva. George i-a mărturisit Milanei că a visat întotdeauna să aibă un frate sau o soră, dar nu s-a întâmplat niciodată. A petrecut câteva zile pentru a se împăca cu acest lucru după ce a auzit o conversație între două asistente medicale. Mama lui a murit. Ei bine, cel puțin tatăl lor este în viață și a supraviețuit. A fost nevoie de un mare efort, dar Milana și Mihai au reușit să-i distragă atenția băiatului către alte probleme. Într-o zi, când Milana a întârziat la serviciu, a primit un telefon. Milana, vă așteaptă, a spus nedumerită o femeie. Mamă, cât mai poți trăi la serviciu? A întrebat Ana. Deodată, un gând neașteptat i-a venit în minte Milanei. Și-a luat fiica de mână și a condus-o spre secția de recuperare unde se afla George. Mihai fusese deja externat din spital, dar fiul său mai avea nevoie de puțină observație. Îți amintești că ți-am povestit despre băiatul care a venit la noi și pe care l-am operat? Acum este aproape recuperat. Vreau să-l cunoști. Ana a fost încântată să vadă un coleg în anturajul său. Și tu te-ai jucat de-a zombi. Ce fel de skateboard conduci acum? Întrebările păreau nesfârșite, dar Ana a răspuns de bună voie, iar Mihai a observat în tăcere interacțiunea dintre copii. Apoi a luat cuvântul. George chiar a prins viață. Nu l-am mai văzut așa de mult timp. Este un copil minunat, a răspuns Milana, mulțumită să îi privească pe George și Ana. Apoi, Milana a adăugat. Când erai pe cale să pleci, am vrut să-ți spun că sunt însărcinată, dar nu am avut ocazia. Iar tu te-ai căsătorit. Am decis să nu-ți stric viața. Bărbatul a făcut un gest cu mâna, iar ei au ieșit pe terasa acoperită. S-a așezat pe un scaun și și-a acoperit fața cu mâinile. Cât de vinovat sunt în fața ta și în fața fiicei mele. Înțeleg că e o prostie să vorbesc despre asta acum, dar mă vei ierta vreodată pentru lașitatea și meschinăria mea? Milana a îngenunchiat în fața lui, i-a ridicat mâinile de pe fața inundată de lacrimi și l-a privit cu ochii ei, puri ca un lac de munte. Despre ce vorbești, Mihai? Te-am iertat cu mult timp în urmă. Am visat în fiecare zi să aud aceste cuvinte de la tine, dragostea mea. Îți sunt atât de recunoscătoare pentru tot, pentru că mi-ai salvat fiul și ai dat naștere unei fiice atât de minunate. Pentru mine însemi, pentru că în viața mea a apărut un nou sens. Milana, vrei să te căsătorești cu mine? Apoi, el a așteptat răspunsul ei cu sufletul la gură și, în loc să răspundă, Milana l-a răsplătit cu un sărut tandru. Acum vom fi mereu împreună, tu, eu, tu și copiii noștri, Mihai și-a strâns iubita strâns la inimă. Ai dreptate.
Copiii noștri, a răspuns Milana cu tandrețe. Nu există copii de străini, mai ales de la o persoană iubită. Dragi prieteni, aceasta este povestea. Și vă mulțumesc că ați ascultat până la sfârșit. Nu uitați să vă abonați și să dați like, dar și să dați click pe iconița clopoțelului pentru a fi anunțați de videoclipuri noi. Toate cele bune!